Mulțumesc, Aurina. Accidente grave pe șoselele din țară. În Fălticeni, un bărbat de 63 de ani a murit, iar două femei au ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat și s-a izbit de un alt autoturism. În Arge și o femeie a trăit o sperietură zdravă după ce a intrat cu mașina într-un porc mistreț. Impact devastator între două mașini pe o stradă din municipiul Fălticeni. Trei oameni au fost grav răniți, iar unul dintre ei a rămas încarcerat. Din păcate, bărbatul de 63 de ani a fost scos inconștient dintre fiarele mașinii și medicii au încercat în zadar să-l resusciteze. Celelalte două victime au fost transportate la spital, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cine este vinovat de producerea accidentului. accident rutier mai puțin obișnuit în județul Argeș. Un mistreț a fost lovit în plin de un autoturism după ce a ieșit în drum. Animalul a murit, iar mașina a suferit avarii importante. Localnicii spun că nu este pentru prima dată când mistreții trec în fugă drumul național dintre Pitești și Slatina și sunt un adevărat pericol pentru șoferi.